și 20 ceva. Ce-i fain! Așa, cuvântul. Salut, eu sunt Dana. Astăzi facem un nou video. Salut, eu sunt Dano, după cum v-am povestit și în clipurile trecute, o să vă postez din ce în ce mai des videoclipuri, așa că vă aștept cu susținere pe canal. Alături de mine l-am pe Sergiu. Salut! Și pe Bogdan. Salut! Sigur îi cunoașteți. Mai departe o să facem un challenge, o provocare mai mult, ceva ce ne-a trecut nouă astăzi prin cap. E vorba de un cronometru și niște provocări. O să vedeți mai departe despre ce trebuie să oprim cronometru. La fix cum ar vrea, adică 1 minut fix, sau 2 minute, 3 minute, la 0-0. Sau cât mai aproape de 0-0. Da. 1 minut, 2, 3, o secundă, 5. Facem pe rând și facem câte 3 stopuri de fiecare. Cum exact. Când ne vine rândul, fiecare are dreptul la 3 încercări. Care e cel mai aproape câștigă, cel mai slab pierde și primește provocare. Adică dacă eu dau la 1 minut, nu, la... Tu dai la 0-0, de exemplu. Da, și am 57 de secunde. Și dai 46 și el dă 59, tu ai pierdut cum ar veni, ești cel mai slab. Cea mai departe de adevăr. Ah, ok. În descriere o să găsiți Facebook-ul și Instagram-ul tuturor. O să vă rog să ne urmăriți acolo, să vedeți tot ce se întâmblă în viața noastră. Și bineînțeles apăsați butonul de like în forță. Like și subscribe. Vrem cât mai multe comentarii la acest videoclip. Nu, lăsați și like pe canal, fiind canalul nou, lăsați întrebări, lăsați comentarii, like-uri și susținere cât mai mult. Despre noi videoclipuri, pentru că n-are idei și... lăsați idei. Avem foarte mult timp liber și nu avem ce să facem cu el. Tocmai așa a fost creat canalul. Exact, de aici a plecat canalul, de la timpul liber. Că am văzut că te întreba lumea în clipul anterior cine te-a îndrumat sau cum ai inspirat asta, ce te-a inspirat. Multe întrebări au fost despre cum am fost inspirat să dau drumul acestui canal. Da, nu vă gândiți, stai așa, ca să nu vă gândiți că am sărit eu cu gura pe băi, punem la și pe YouTube. Dar am nicio treabă în chestia asta. Am stat și era plictisit omul și a spus ce ar fi să fac un canal de YouTube. Adică de 12 ore pe zi... Și eu am spus, fratele tău te susține, fă-ți canal că eu te susțin, nu-i problemă. Hai să dăm un să vedem pe provocări și nu, abia aștept să fac de niște mari în sobă. Bag, să te vedem. Ia să vedem dacă reușesc din prima. Cum ar fi? Nu cred! Nu cred! Nici nu mă gândeam! Nu te cred! Și noi... O să fac acum un test ca să vadă că nu-i, dacă dau pe start, nu-i poză, nu-i nimic, e direct pe... Ce ai făcut, cum a dat tu, fraierul, ești nebun. Gata, mie mi-a trecut rând. Așa ce-a făcut, că zic eu. N-a făcut. A stat acasă și abia ce-a făcut și a venit de la acum la mici. Băi, mi-a venit o idee acum. Arată acolo. 1.39. Arată. M-am uitat să-mi aduceți aminte că eu uit, 1.39 să mai... Mai ai două încercări. Asta a dat-o din prima, mă, n-a avut. Eu am dat-o din prima și n-am mai avea rost să mai fac. 486. Și acum care îmi rămâne asta? 486. 486, da? 486. Cea mai aproape. Deci trebuie să țin minte. 84. 86 am. Ma! 80. Dacă ai dat o pasă, ați iei provocare. Da, clar. Doamne, ajută și-a provocat. Dar taci acum. Acum. Și eu am făcut 86, deci am fost mai aproape, băieți. Da. Deci tu trebuie să fac provocare acum. Da, provocare acum, noi cădem din comun la ceva de rău să faci ceva de rău. Ca de exemplu acum, dacă stau să mă gândesc așa. Deci avem un bidon de apă aici, da? Da, da, zici. Îl pui jos așa frumos și trebuie să pui un picior aici, stai într-un picior pe el. Da, și ambulanța, spitalizarea și cu upul, toate. Ești de acord, frate, cu provocarea asta? Hai, frate, să te vedem. Trebuie să stai o secundă, maxim, 2. Trebuie să stai silința. Bă, trebuie să stai... Bă, trebuie să stai o secundă, frate. Dar ce secunde să stai, te încearcă pe el. Băi, găsești... Dă-mă, frate, că fac eu, ia dă-mă să vezi. Deci ia zborul, ce faci? Ca lumea eu, nu? Bă, că încep eu acum. Gata, gata, asta oricum. Prima rândă s-a terminat și cel păgubos. Nu mai rău despre tine. N-a rupt alea călcâi, dar n-ar nimic. 0,73 prima. 0,78. Progresăm, progresăm. Merge, merge. 88. Ultima, da? 88. 88 trebuie să țin minte. Din 3 runde. De-ai pe resetat și de iar. 80? Mereu fraierul meu, nu-ți mai de. Hai, mă. 84, 84, 88 am. Vai, le rămân. Măcar să scăp, știi? Că dacă aia am scăpat, m-ar veni. De exemplu, asta e ultima șansă. 93! Las de aici, băieți! 93, să mori! Și da, nu sunt de nebuneala, rupa-tupa. Deci prima să stau pe spate, așa un pic. Da. 88 aia, bă, nu? Da, 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 88. Din prima îl fac, ia. 94. Cât e? 93. 93. Oricum mai are sens să fac, e o provocare. Găsită în provocare. Fii atent, faci cu roata aia care faci tu pentru la spate. Înțelegi? Faci exerciții? Faci exerciții la spate, numai că te pui cu picioarele pe ea și trebuie să mergi un metru. Trebuie să derulezi un metru! Un metru! Să dai silința, de exemplu. Nu neapărat un metru, că îți urma să arăt nimeni. Să mergi la neac. Haide! Parcă am auzit așa că pocnești, nu știu cum să vezi. Ia-taș! Eu te cir cu globul în iar. El chiar vrea să facă chestia asta. Dar n-ai cum să te duci în față, că nu merge asta. Ba da, mă, dar nu știi tu. Etic, te duci în față. N-ai cum să te duci, cum? Ia să încerc, ia ține-o leacă. Ia încearcă tu. De exemplu, echilibrul l-am găsit acum. Eu ți-am zis. Mi-au pus două inele, dar eu ți-am zis. 493. E prima adevărat. 493. Să vadă frumos pe cameră. 86. Și ultima? Nu mai contează, a rămas 93. 93. Dar deci eu știu tu că ești următorul. Cum ai sărit tu la mine? Păi rămâne o jumătate. Lasă, nu mai. Vreau să văd că face el. Nu știu eu. Eee, băieții, a jucat acasă, jur pe ce vrei. Asta e jocul meu, a jucat acasă. Băi, a jucat acasă. Mai are rost să mai fac, hai mă, că mai 99, dar dacă fac eu. Da, pot. Mă bate eu cu Sergiu. Fii atent acum că 88, 99, dar oricum 98 la 93, nu? Da. 93 trebuie să depășești, stai așa, stop, dă-i stop, resetat, dă-i start. Uchi așa era acolo, deci 07. E mic, cum? 07, adică slab rău. Da. Aaa, da! 97, băieți, și m-am pus eu pe față. Mai fac și a treia lună, nu? Vezi, poți faci, dacă faci fix. 9. Aaa, băi, cum era? Afla ca te, hai cu provocarea. Provocarea o să fie în felul următor. Noi 2 ani de ce? Cum nu se turnă mufă? De la unul dintre noi doi. 1, 2, 3, 5. Trebuie să-i dau pumnul, nu trebuie să-i dai. Trebuie să-i dau pumnul. Ia. Ține o capacitate. Ia mă, las mâinile jos. Cred că a avut ceva cu tine, mă. Cred că a avut ceva. Cred că te intriga, mă. A avut ceva din mult. Dai și tu, frate, ești mai prost. Fratele vostru l-a făcut la 4 fix 0-0, mai dau și pasta pe a 3, pasta aia. Nu mai are rost. Da, 14, nu, 0-0. Măi, deci eu am ieșit din calcul 100%, nu iau. Dar de cine te-ai vrea? Ia tu că vine așa, frumos. A? Ma. Așa, mă. A. 70. 95. Cred că ești fraierul nostru. Hai să mor tu. Dacă zic. Gata, rămâne 93. 95 rămâne. Hai, dă-i reseptați. Start. 97. 97. Se vede, nu? Da, bă, se vede. Trebuie să iau provocarea. Bă, dar ce aproape am fost 40 la 97 cu 95. Mă, lasă brăziala. Am vorbit în italiană. Dar cum să nu? Dar nu faci de aplicatele acum. Nu sunt la salon, nu cred că este chiar necesară chestia asta. Așa, 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 așa. Băi, dar tragi tare, nu tragi. Eu te la plăcere tragi. Am mușcat din spatele meu, bă! M-am uite cât pare a rămas pe asta. Fai, aha, s-a înroșit și pielea, nu mai pot. Ia, stai așa. O, ce calmează. Ce vreau să vede un pătrat, uitați-vă pe aici. S-a făcut model, așa. Ăsta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut, vă rog să îmi lăsați în secțiunea de comentarii o părere despre ce am făcut noi astăzi. Unii s-au ales cu dureri de spate și dureri și... Asta e problema, asta-i provocările, frate. Să dea Iohannis drumul la frizerie. Bani bună, nu, da! Vai, Lăsați-mi în comentarii idei despre noi videoclipuri, timpam, așa că ne vedem data viitoare. Pa!